you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la o nouă serie, că tot am terminat Far Cry 3-ul, trebuie să înlocuim seria și cu ce putem locui decât cu un shooter apărut cam prin aceeași perioadă. Spec Ops The Line se numește jocul, da bine, scrie și în titlul videoclipului. E, asta e altă parte, bun, dificultate ales aici, să începem. Hai da, să trecem la acțiune, văd că deja flutură steagul Americii. Acțiunea se petrece prin, pe la Arabi, pe acolo, în Dubai, mi se pare că suntem aici, după un plin război și... Deja urmărire cu elicoptere. NFS variantă cu elicoptere, nu-i rău. Ia văd că zboară glonțe și se prăbușește ăsta. Dă-i. Hai că trage bine tipul din mitralieră, nu prea ratează. De ce crezi că eu o să fiu la mitralieră și o să ratez toate glonțele? Da, fix asta se întâmplă. Ok, deci ăsta văd că se prăbușește. Mă, câte vin, dar bine că nu pot să mă întorc peste tot. Ați văzut ce o sărit acolo? 2K Games Presents. Ăștia de la 2K Games sunt cei care fac și NBA-ul și WWE, în caz că nu știați. Hai, dă-i. Ok, ăla s-a dus dracu. Mai bine aici unul. Bă, un intro destul de bun. Ne bagă direct așa în mijlocul acțiunii. Doar stăm la minigun aici și tragem liniștiți. Ok, uite-l și pe ăla acolo că se prăbușește. Hai, intră ăla. Locul ăla, ce-ar să fie. Bă, dar câte etaje au clădirile astea? Bă, ce moare-s. Bă, atmosfera e destul de bună, n-am ce zice, chiar îmi place. Mimă, hai că-i trag asta în ochi. Hai că văd că rămân urmele de glonțe. Grafica chiar e bună la jocul ăsta, îmi place. Chit că am dat-o un pic mai la low, că... Vreau să am FPS oricând mai multe când filmez. Că na, trebuie să consume multe resurse... Actionul ăsta o care filmez. Dar tot se vede bine și așa. Nu știu, dar parcă la jocurile din ziua de astăzi nu-i mai diferență dacă îl dai la low sau la high. Dar parcă același lucru e un pic mai bine texturate și cam atât. Hai, uite și pe la acolo. Dei. Aoleu, văd că mi-am cam luat glanțe ceva, că se înroșește ecranul. Bă, am ketchup pe ecran, nu-i bine, cred că mor aici. Ok, deci văd că aici mori la fel ca în Call of Duty. Se face sânge pe ecran, ketchup ciopi ăsta și cam mai e. Interesantă chestia asta, trebuie să trag așa prin clădire. Dar e frumos că nu e niciun civil pe aici. Aoleu, ăsta intră noi. Bă, stai la locul tău, stai la locul tău, n-auzi, bă, nu venim noi. Bă, marș dracu. Ne-a salvat numai caraua aia. Bun, așa. Și am intrat acum în furtuna de NC. De ce presimt că acum o să intre un elicopter ceva în noi? Exact ce ziceam. Bă, stai acolo. Prea târziu. Măcar n-a apucat să zică, oh shit. Ok, și gata, a murit, s-a încheiat jocul. Gata, ăsta a fost jocul, doar atât. Ai fi luat varianta demo? Deci ăsta a fost un intro și asta sunt... Acum... Deci aia e ceva mai târziu. Cred că așa o să fie pe la misiunea finală, nu știu, ia. De aici un scaun. Ăsta e scaun de gaming preistoric. Un tip care doarme liniștit acolo. Bă, ăla, aia e cannabis? Ce are acolo? Bă, ăla e cannabis și are în ghivece acolo, nu pot să-mi dau seama. În Kabul, nu în Dubai. Iată aici, insigne militare ce are și ăsta. Ăla e Obama? Deci un alt arab acolo. Da, bă, uite-l pe Obama. Arată destul de bine Obama, ori că mai bătrân. Dar restul e ok. De se pare că este un adevărat soldat. The US. Tă casă, ce are ăsta, mâncați-ași. Un pistol acolo. Și bea cafeaua. Mă, dar bătrân mai ăsta nostru aici. De ce am crezut că o să-i arunce pe geam? Two weeks ago, we picked up this transmission. Ia, mă. Chiar scurt ce zice. Dar vă-i seama de capul lor și aici. Death toll.
Bun intro, bun. Te-a băgat în acțiune și apoi ceva așa mai liniștit, mai calm. Destul de bun intro. Ia, și acum dintr-o dată ne-am trezit aici în furtuna asta în nisip. Ok. Hey, Cap. Captain Walker. Parcă m-aș fi uitat la un film cu război aici, să moară Gibilan. Poveste interesantă. No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Ba da, în Dubai suntem. Yep. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Tot chiar e bună grafica, yes, totuși. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or Intel. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, I might have hurt. Ma, da, aici e vai și amar de capul lor. Unul cele mai mari ora... E frumos, steagul Americii e pus cu curul în sus. Dă stai mă, steagul ăsta nu era la început acolo în meniu? Și era pus stâncă undeva sus. Eh, mă rog. Ia mă, ce arme avem? M4. Văd că arma se schimbă pe și un pistol. Ce țintă are? Ia mă, și M4-ul. Ce ai ținta cam așa? Ce sta amortizor? Nu, n-are amortizor. Apoi și acum pe taste să văd ce... A, deci sprintul văd că e pe... Pe space. Stai un pic, așa. Ok. Hai că ne arată aici controlele. Ok, bun. Așa, pe shift văd că sar peste asta. Și tot așa dau și... cum se zicea? Takedown. Nu takedown, îi dau așa. Bă, ăsta, a, dă cu arma. Nu știu dacă părea că dă cu cotul. Bă, jocul se mișcă bine. Chit că-s blocurile alea acolo și ar că am trebuit să mănânce din resurse. Ăla acolo e oceanul. Văd că da. Și mișto se vede în unghiul ăsta. Ia să mă întorc așa. Stai un pic. Mamă, ce mișto se... Mamă, ce mișto se vede așa. Ar trebui să fac un thumbnail din poziția asta și asta că trebuie să mă întorc în felul ăsta. Ma, cam așa ar trebui să fac thumbnail-ul. Prea mișto. Ok, și acum? Bă, ăștia unde s-au dus? Ah, uite, e acolo. Ok, serpeste. Adams. Ce mai nume are ăsta? Chong Yuzdan. Bun, acțiunea când... ăsta are sniper. Ăsta are mitralieră și o cu pușcă de asalt. Bă, atunci nu trebuia să avem și niște căști ceva pe aici. Ok, hai pe... Frânghiile astea. Uiii, se crede copilul ăsta. We're just keeping it light, boss. Yeah, I don't need light. Need you focused on the mission. Ia mă, ce mașini sunt pe aici? Au de vrea că mă pricep de minune la mașină ăsta. Mamă, ăsta erau. Ăsta era mașină de aia faină. Văd că le-a și crăpat asfaltul. Le-au ajuns niște... Tăi cioc tău mai jipanul. Ok, e? Switch weapon. Deși am văzut asta mai devreme. Nimă pot să mă joc cu ușa asta. Ia mă, cum sunt urmele de gloanțe. Parcă la aceste surse ar fi mai faine. Bine, am dat și o grafică un pic mai jos și de asta. Asta e, când filmezi, trebuie să dai... O să-ți iei calculator de NASA și să-ți vinzi vreo 2 rinichi. Ori... Dai grafica mai low. Nimă, niște ciori, hai să le împușc. Cred că am omorât o cioară. E frumos, eu în loc aici să mă războiesc, trag cu pistolul după ciori. E, măcar am nimerit una. Măcar la vânătoare cu pistolul aici. Sounds like a waste of three stone cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Deci au urme de nisip ce rămân. Hai că e bun jocul. Chiar și la low se... Nu, low, mediu spre low se vede bine. Asta e, trebuie să facem sacrificii când e... Când ai Windows pe 64 de biți, faci sacrificii. Op. Left, cât râlă, crouch. Ce-i ăsta? Shotgun. Deci ăsta pare a fi un fel de heavy. Ia mă, ce nume are ăsta? Adams și...
Lugo. Și pe noi cum dracu ne cheamă, că nici nu știu. Eu abia aștept să ajung la scena aia de acolo când trăgeam în elicopterele alea. Partea asta văd că nu-i nimic. Jocul ăsta l-am văzut mai de mult la un YouTuber, GeoGeo96, dacă știți, actual X Super Geo, mă rog. Și l-am filmat de mult, acum vreo 2-3 ani. Și mi-am să-mi te jocul ăsta și am zis să-l încerc. Plus că n-are mult, vreo 10 giga parcă cere spațiu. Și oricum mai mult spațiu disponibil pentru un joc n-aveam. Că na, trebuia să înlocuiesc Far Cry 3-ul. It is. Even worse, he's până schimb hard-ul, joc ăsta. Probably the same people been ghosting us. That doesn't answer the question. Don't worry. Opa. I think we're about to find out. My name is Captain Martin Walker. Mă doare în cur, cine ești tu? Why? So you can kill us too? Question energy. My God, man, I'm right. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim half bezanim. Good call, Lugo. This could go south real fast. Shit. Here it is. Hey, touch his draco. Am văzut acolo sus că trebuia să trag, altfel nu trăgeam acolo. Bine că mi-a părut că trebuie să trag acolo. Hai da. Bagă-te aici. Op. Direct război. Mă, dar ce mișto. Ce mișto e sistemul de tragere în jocul ăsta. N-ar, armele n-au reculul mare. Îți curios cum să fie Kalashnikov dacă o să aibă recul mare ca în Call of Duty. Hai să dăm și cu pistolul. Poc, 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 poc. Direct. Mă, numai la cap le dau. Hai că-mi place, hai că până acum e mișto jocul. Ia ce avem aici, Uzi. O, oh, hai dăm cu acea Uzi, parcă așa am făcut și în Call of Duty. Ok, stai să mă pun la adăpost când zice ceva de Maus 3 acolo. Ăștia sunt acolo și nu-i pot atata. Hai că-i diles pe aia. Mă, i-am dat în cap lui ăla cu Uzi. Mă dau mai așa că o să mor. Ok, mi-arată că pot să atac, dar... Gata, hai că l-am delete pe ăla. Încarcă și... Stai mă, shift, așa, shift! Bun, dăm cu aceea M4-ul. Eu vreau un Kalashnikov să zic, bun. Uzi, pistol pe aici M9. Și cam atât. Opa, granadă. Mo. Mouse 3 pentru comandă. Ok. Hai, atacați-i pe aia. Asta cu ce? Cu sniperul. Mo, avea cumva laser verde. Mo, ce mișto. Ce văd că nu-i nimic. Hai să mergem toți pe crouch. În caz de orice. Am măcar ești mecher. Atât ce vin. Prea mai am gloanțe de M4, hai să folosesc și alte arme. Mai folosesc și din uziul ăsta. Ok. Deci pe noi ne cheamă Walker sau ce? Puc, ce i-am dat la ăsta? A, execute. Mă, ce pumn în gură i-am dat, i-a sărit și borșul. Bun, ne-am făcut și un checkpoint. Am stat cam mult să mă lua cinematicurile, dar chiar păreau interesante. Nu le-aș fi dat skip. M-a lăsat și la Far Cry 3, n-am tendința să dau skip la cinematicuri. Sau cutscene-uri, sau cum să zici. Bă, cu aia unde ți-e sniperul, că parcă avea un sniper. Lugo, distance. About 100 yards away. Let's move. 100 yards. Ce ar trebui să fie yards ăla, nu știu, cred că un fel pentru... Stai, op. A, space era. A, trebuie să mă obișnuiesc să dau sprint pe space aici. Stai așa, du-te, op.
Bă, dar ăla nu moare. Dar de ce Luci știe mai multă la o avea armură pe aia sau cine știe? Bă, da, Kalashnikov veneau și ăștia. Vreau și un Kalashnikov, cer prea mult. Autobutelie. Putea să fi tras în butelia asta. Uzi pe aici. Mă, dar ce mișto cum mi-arat acolo ce muniție mi-au dat. Mă, dar numai de Uzi văd când dau ăștia. Gata, am deja full muniție Uzi. If you can hear me, we're approaching your position. Cred că aici un avion prăbușit. Oh, fuck. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. What do we got? Our guys are pinned down in the fuselage. I got sand in my fucking gun! We ain't been spotted yet. Might want to equip silencers. Good call. Take him out. A, acum avem silencer, văd. Văd că acum am și muniție full. Să nu știi ăștia că venim după ei, ok, deci ai noștri au rămas în avionul ăla. Mă rog, tipul ăla, dar sigur trebuie să fie mai mulți pe acolo. Mă, dar vă cred ca lumea pe distanță în patrul ăsta. O să trag în ăla. Și sprint. Bagă-mă sprint, auzi. Așa când era mai rănit ăsta, strângea cumva din minți, ați văzut? Părea mai nervos. Zici că e speriat aici, că pleat tot pe el. Oh, ce nervos e ăsta. Ia shotgun. Văd că e pe acolo. Da, da, acum auziu sau nu mai semnăm tot cu ăsta. Opa. Uu, ce-am dat la cap. Ia, hold air. Da, și mecă pe distanța asta, luăm oricum shotgun-ul. Să zici că e shotgun ăla din Team Fortress 2. Du-te, 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 du-te. Uite Kalashnikov-ul, atât am vrut. Un Kalashnikov, cer prea mult. Stai, are un mod ceva aici? A, să dea în rafale, să dea automat. Interesant. Să dea în rafală. Da, nu, nu dau în rafală, eu trag direct. A, ăsta e al nostru, văd că l-au omorât. Dă-mi cu acești shotgun-ul, băgăm-o. Cam carcat shotgun-ul, sincer. Dă înapoi Kalashnikov-ul. Dă-mi cu apă bătrânul AK-47. Hai să stau așa pe crouch. Dă damage ca lumea Kalashnikov-ul, dar ia să folosesc ăsta în rafală. Hai că e interesant de, așa, de a da așa în rafală. Mă, ce i-am dat lui ăsta? Hai că e OP Kalashnikov, n-am ce-i ce. Mereu Kalashnikov a fost mai bun ca M4 la capitolul damage și distanță. Dar nu prea mai am glanță. Cam asta e problemă destul de mare. Hai dăm cu acei M4-ul atunci. O dăm pe stil de american și lăsăm deoparte ăsta seara. O, ce a spart capul ăla. În sus, pula, nu omori pe niciunul. Nu ce-am spart la capul. Mă, ce le-am spart capetele. Patrula Alpha l-am salvat pe unul măcar. Ce pol mi-a dat peste față. We will, but I need you to tell me where they took him. They took him to the nest. Nest, all right, good. And what about Conrad? Is he still alive? Cred că moare și ăsta. Damn it.
Lugo, mark the bodies on tech. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. Got multiple tracks headed north. Then we follow them. Deci trebuie niște, să ne ducem pe niște camioane care au luat-o spre nord sau care veneau dinspre nord. Nu s-a atent niciodată de detalii. Mă, de ce mișto e Dubaiul. Distrus cum e, tot e mai mișto ca Bucureștiul, să dea dracu. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found US. Și mergem așa liniștiți prin deșert. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Că aici un elicopter prăbușit. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. Just don't get cocky. Remember, these guys already took out four soldiers. Hai că mai fac acum și bucata asta, știi, că deja am 40 de minute când filmez ea. Cât e ceasul deja când film? Hai mă, prinde-te ecran prost. Deja și 2000. Cred că filmez de aproape jumătate de oră, nu știu. Hai să fac și capitolul ăsta și încheiem episodul. Bă, mie îmi place jocul. Sper să vă placă și vouă. Mouse. Hai, luați-mă și pe aia. Hai că probabil tot eu trebuie să-i dilez. Arme ceva, găsim și noi. Air. Pick up intelligence. Inteligență, frumos, ia. Mi-au dat gloanțe și mie cala. Atât am vrut. Gloanțe de AK 47. Nu cer deloc mai mult. Nimic mai mult. Muniție full. Muniție full. Tu mori acolo. Am crezut că l-am dilipul ăla. Opa. Grenadă bună așa. Deci grenada se dă pe Q. Mai întâi de Kalashnikov încoace. Îi batem cu propriile lor arme. Ați văzut și în Call of Duty. Prefer să folosesc armele inamicio decât a... Am dat grenada ca un cur. Stai mă. Ia grenada și taci. Ma, văd că au muzică pe fundal ăștia. De ce pentru secundă am crezut că pe fundal sau de melodia aia lui Smiley? Gura ta sau mâna mea e ocupat, mâna ta, ceva de genul. Da, să fie ceva în arabă. De ce presi că o să primesc un mare copyright după videoclipul ăsta? E, rezolvă băjatul acum cu o grenadă. Am dat ca un cur, mai dau o dată. Hai că acum e mort ăla. Gata, l-am dilit. Da, mă aud muzica, nu sunt surd. Mai au gloanțe pe aici. Uite aici alte gloanțe. Ce-au fugit ăștia? Ce mai melodie ăștia? Mă mir că nu-i de asta în arabă, dar lor. Na, că ne batem cu arabe aici. Mie îmi place că marea parte în jocuri sunt făcute din astea cu... să te războiești cu arabii. Avem Kalashnikov, avem împotrivă. Măcar avem Kalashnikov, avem arma mea preferată. Din astea simple. Din assault rifle-ul, ca să zic așa. Caz că nu știați, Kalashnikov are și cel mai simplu sistem. Ceva gen... merge... nu știu, ceva gen... mi-a povestit odată cineva care mai studiază armele. La M4, la astea se mai strică câte o piesă ceva. La Kalashnikov puține piese, e un sistem foarte simplu și ține până se distruge de tot arma. Sau ceva de genul. Parcă ne-ai explicat și profesor de istorie despre Kalashnikov, cum funcționează. Dar oricum, mi se pare o armă foarte bună.
Și e și foarte ieftin un Kalashnikov față de multe altele. Iată-l pe ăsta ce vrea să fugă. Tu mori acolo. Era mișto să fi căzut de pe clădire. Ce avem noi pe aici? Grenades full. Hai, dăm cu amuniție. Ia de aici o grenadă și taci. Trebuie să ajungem la tureta aia acolo, la mitralieră. Să-i dilez poști. Și-o sărit al dracu. Ia să iau grenada aia de acolo. Să-mi trebuiesc. Ia mai deși în patrul. Ia să-i scot amortizorul că nu mai e nevoie de el. Mai din carcă. A, și în caz că sunt rănit, mă pot pune. Mă, ce vin sipul ăla. Cred că i-am dat ceva pe la capăt de mi-a dat. Slow motion-ul ăla. Cine mai nu rămân urme de gloanțe în nisip? Văd că nu rămân. Aia asta nu prea-mi place. Înțeleg că glonțul intra în nisip, dar nici chiar așa să nu lași urme de gloanțe. E, m-ați dezamăgit aici. Măcar rămân urmele de picioare dacă nu rămân și gloanțele. Iarăși muzica asta. Interesantă armă. Oh, are grenade launcher, interesant. Bă, dar de unde ne-ai bazi tot de muzica asta, încălzire, eh? Du-te, 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 du-te. Și-o am dilip ăla. Ce-o căzut ăla? Da-l dracu tu pe ce-a avut, se bagi peste acolo. Văd că mai vin unii din partea aia. Au spart zidul ăla, hai că mă duc lângă ai mei acolo. Du-te, 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 cam. M-am și aruncat arma aia. Din partea aia nu mai e niciunul. Să mă întorci după arma aia. Furtuna de nisip acum. Mai bine mă pun la adăpost. Ok, unde e arma aia? Aia nu pot să... Uite, uite-o. Fugi, 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 fugi. Atât am vrut, bun. Stai, ce? A. Bă, ce naiba? Ne înghite pământul. Bine, înțeleg că era numai nisipul acolo, dar totuși. Ok, pare că s-a... Eram până acoperiș de clădiri, s-a prăbușit și clădirea. Era mult nisip, nisipul greu și cam mai a fost. Ma, deja am ajuns la capitolul 3 al jocului. Bă, hai că aici o să continui data viitoare, nu de alta. Dar cred că deja o filmez din nou de 4 jine și fac episod prea lung de o să vă plictisiți. Mă rog, hai că ajunge până aici. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!